Golov a ajuns la începutul lunii august la FCSB în schimbul sumei de 400.000 de euro. Mijlocașul sucevean nu s-a ridicat însă la nivelul așteptărilor, fiind mai mult rezervă sau trimis să evolueze la echipa a doua a clubului în Liga a treia. Golov a încasat la FCSB 7.000 de euro pe lună, iar la FC Botoșani înainte de a pleca avea doar 3.000. Condiția pusă de mijlocaș pentru a accepta să se întoarcă la Botoșani a fost un salariu de măcar 5.000 de euro pe lună, lucru acceptat de Valeriu Iftime și Cornel Schweitzer. A venit momentul despărțirii mele de cel mai titrat club din fotbal românesc, Steaua a fost un vis devenit realitate. Am petrecut aici cele mai frumoase momente din cariera mea, dar acum trebuie să mă opresc. Am simțit emoția marilor fotbaliști atunci când mi s-a cântat imnul Ligii Campionilor. Poate am greșit și eu, dar nu regret deloc niciun moment pe care l-am petrecut la singura echipă din fotbalul românesc care a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Mă întorc acasă, la FC Botoșani, acolo unde îmi voi ajuta echipa să realizăm obiectivele propuse. Vă mulțumesc tuturor și să aveți parte de sărbători cu liniște, iar 2018 să fie mai bun pentru toată lumea, a declarat Golovka. Chiar dacă n-a petrecut prea mult timp în vestiarul vicecampioanei, Golovka este încurajat de gnoiere. Ești un frate adevărat, multă baftă, o să-mi lipsește, a scris bizonul pe Instagram.